Bună ziua și bun găsit la Șiriată, care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrările de reabilitare a școlii Scarlat Longhin Dofteana aproape de finalizare. Dezbateri pe tema dispariției albinelor, o problemă rezolvată. A treia ediție a campionatului național de viteză în coastă, trofeul Valea Uzului. Lucrările de reabilitare a școlii Scarlat Longhin sunt pe final. Această oră se lucrează chiar la amenajarea curții instituției de învățământ. Despre toate acestea aflăm mai multe informații de la primarul comunei Dofteana Ioan Bujor, dar și de la președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea. Da, școala începe pe data de 5 septembrie, deci mai avem o lună și ceva până la momentul în care se va deschide oficial școlile din România. Dar noi suntem acum la amenajarea curții, a grădinii de flori, a tot ceea ce se numește acest bust care vrem noi să-l punem lui Mihai Eminescu. Facem retușurile, cum s-ar spune. Interiorul este gata, dotările 90% sunt gata, sunt aduse, trebuie să-mi aduc un set de calculatoare și deja încheiem cu tot ceea ce se numește reabilitare, modernizarea și reconstruirea acelui corp de clădire pe care l-am atașat și l-am modernizat. Iată un primar gospodar, dumneavoastră acum ați venit să vă asigurați că totul e în grafic sau să vizualizați? Deci în primul rând am venit să văd o comună model. Știți că eu mă deplasez în teren cam pe la fiecare lucrare, pe toate investițiile unde sunt, fie că sunt bani guvernamentali, fie că sunt bani din bugetul local sau în asociere de la Consiliul Județean, în mod evident vreau să văd lucrările care se desfășoară. Domnul primar Bujor de-a lungul timpului a dovedit că știe ce să facă cu banul public, se știe să se încadreze și în termene și iată că pentru anul care urmează, anul școlar care urmează, copiii vor beneficia de condiții deosebite. Se și vede calitatea lucrărilor executate de către constructori. Mă bucur că am asemenea exemple în județ și nu pot să fiu decât alături și să sprijin această activitate. De altfel, Consiliul Județean a susținut constant Comuna Dofteana, se și văd în lucrări. Nu doar Comuna Dofteana, dar într-adevăr acolo unde lucrurile sunt clare, unde sunt foarte bine fundamentate, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere economic și oportun, în mod evident că nu pot să fiu decât un sprijin. Este unul din obiectivele pe care mi l-am asumat ca președinte de Consiliul Județean, să merg în zonele în care se desfășoară lucrări și în care se și văd rezultate. Se poate spune că Consiliul Județean, un frate mai mare, a susținut Comuna Dofteana de-a lungul anilor. Da. Deci vă spuneam la început, valoarea care a fost câștigată prin proiectul POR era de 1 milion de euro la momentul respectiv, dar vă vorbesc 2018. Astăzi suntem în 2022, prețurile au fost reactualizate, dar nu în mare măsură, iar diferența de finanțare, vă vorbesc în bani vechi, a depășit 20 de miliarde. Aceste sume de bani la construirea bugetului în fiecare an, ce o trebuie să fac? Să merg la fratele meu cel mai mare, la președintele Consiliului Județean, să-mi acorde maximul de sprijin și să pot să confinanțez și să asigur de așa natură când dăm drumul, deci să nu dureze cât o durat proiectarea și execuția, ci amenajarea curții și finalizarea să dureze cât se poate de repede, ca de la data de 5 septembrie copiii să intre în această școală nouă. Felicitări, domnule președinte, pentru implicare. Felicitări, domnule primar. În primul rând, domnule primar, felicitări, pentru că este un foarte bun organizator, un gospodar priceput și se vede că lucrează de fiecare dată în folosul cetățeanului. De fapt, asta este și obiectivul nostru, a echipei pe care noi o coordonăm și se vede atât în Comuna Dofteana, cât și în alte comune, unde o să mai vedeți lucrări finalizate. Noi ne apropiem de partea în care proiectele începute ușor, ușor se închid
ori anul ăsta, ori anul următor, în așa fel încât în fața cetățeanului să ne prezentăm cu temele făcute, ca să zic așa. Marți 19 iulie, în sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna, ziua următoare, miercuri 20 iulie la Dărmănești, iar joi 22 iulie la Slănic Moldova au loc dezbateri cu tema Dispariția albinelor, o problemă rezolvată. La eveniment au fost prezenți apicultori de pe toată Valea Trotușului, dar și a Slănicului, dar și cei veniți din localitățile învecinate. Comunicările au fost susținute de către Raluca Ioan Aman, specialist de brand și consultant de afacere, Branca van der Linden, trainer, speaker și consultant de afacere, Elena Andreu, CEO specialist, strategist de afacere, dar și de către Peter Agean, deputy district Rotary, mediatorul evenimentului fiind Brândușa Gugu, expert pe teme secundare. Mai multe detalii în minutele următoare. Vorbim despre promovarea afacerii micilor întreprinzători și cât de utilă sau benefică, sau și amândouă, sunt toate aceste lucruri în zilele acestea. După tot research-ul pe care l-am făcut eu, mulți ani de acum, sunt aproape, îmi cer scuze pentru limbaj, nu vorbesc românește de aproape 30 de ani, la ora actuală singura posibilitate pentru o afacere mică să se promoveze este online. Din păcate nu există fondurile necesare pentru o afacere mică să se promoveze la nivel de televiziune și cu toate mediile pe care le știam până acum tradiționale. Online este o posibilitate pentru acum, pentru cât de mic ar fi afacerea, deci fie și dacă are sau dacă nu are un website, fie și dacă folosește numai social media, bineînțeles, soluția ideală ar fi un website pentru fiecare afacere, dar să sperăm că în viitor o să vedem și această realizare. Nu s-a discutat zilele acestea despre asociere, despre brand, despre promovare online. Revenim totuși la brand și cât de necesar este el și care ar fi concluziile care s-au desprins în urma dezbaterilor. Trebuie să menționez în primul și în primul rând că brandul este extrem de important și marea greșeală pe care o fac majoritatea antreprenorilor, fie că sunt mici, medii sau chiar mari, este că nu oferă suficientă valoare brandului. Au impresia că dacă au un logo și o schemă de culori, este suficient. Este nevoie de mult mai mult și o reclamă care să fie online, cât și în mediul fizic, trebuie să existe, asta vreau să spun acum, povestea din spatele brandului la prezentare. Mă bucur tare mult, asta a fost și dorința noastră ca oamenii să primească ceva de acolo, chiar dacă prezentările vor fi oferite după. Ce rămâne în momentul în care prezentările au loc este altceva. Cel mai important lucru sau unul dintre cele mai importante este povestea din spatele brandului, pentru că fiecare am început o afacere într-un anumit mod și cu un anumit motiv. Și atunci, în momentul în care putem să ne spunem povestea, cât mai frumos și clar, cu putință, automat clienții or să fie atrași. Și încă un lucru care eu l-aș recomanda este să nu uităm că este întotdeauna vorba despre ei, despre clienți. Nu trebuie să ne gândim ce avem noi de oferit, trebuie să ne gândim ce or să primească ei prin produsele sau serviciile noastre și întotdeauna cu puțină valoare. Să ne punem atingerea noastră personală. În engleză sună mai bine. Personal touch-ul ăla care este extrem de important, mai ales cu schimbările de care avem noi parte acum în lume. În urma întâlnirilor care au fost atât la Târgu Ocna, la Dărmănești, la Slănic Moldova, sunt băcăoanii, în opinia ta, sunt deschiși la brand, la promovarea brandului? Cum au primit informațiile? Cum le-au recepționat? O să fiu foarte sinceră. Îmi place să fiu sinceră. Oamenii sunt deschiși și vreau să-i felicit pentru asta. Doar că, din păcate, dacă nu a existat de ceva vreme sau nu prea a existat o sensibilizare a publicului înspre așa ceva, automat îți este mult mai greu să aduci oamenii, să-i convingi că merită, pentru că muncim enorm de mult, fiecare avem ceva de făcut și atunci să ne răpim din timpul ăla puțin extra timp, fără să știm despre ce e vorba, mai ales că nu este ceva cu care noi ne-am izbit, nu este ușor. Mă bucur că oamenii sunt deschiși. Cu siguranță e nevoie de pași mici, nu ne așteptăm la minuni peste noapte, succesul nu vine peste noapte, pentru că dacă o să vină peste noapte, la fel de repede o să dispară. Și atunci trebuie să avem răbdare, trebuie să ne dorim foarte mult să continuăm și să facem cât mai bine și de asta vreau să o felicit pe doamna Brândușa Gugu pentru inițiativă și pentru tot ce a făcut, pentru că și noi din Cipru, specialiști în anumite domenii, ne aflăm aici datorită dânse. Și atunci e foarte important și trebuie să-i mulțumim. So,
Au fost niște prezentări extrem de interesante, interactive, dacă e să ne gândim așa, promovarea afacerii mediu online, asocierea, toate au fost în, sau sunt menite a veni în ajutorul micilor întreprinzători și implicit a apicultorilor care au fost prezenți. The interactive presentation that we had all these days were meant to promote a business, both on a physical part and on an online one, and also to support and help understand better even the beekeepers that took part at the event. How did you find it? What? It's very important that all sectors of society and industry also get involved into the Sustainable Development Goals, which we are promoting here. And it was very interesting to learn about beekeeping and perfect honey. Este foarte important ca toți afaceriștii și producătorii locali și din zonă să se implice, mai ales în momentul în care vorbim de obiectivele de dezvoltare durabilă și se bucură pentru că am învățat foarte mult despre ce înseamnă apicultură și despre o miere perfectă. În opinia ta, cum au reacționat băcăoanii la informațiile pe care le-ai comunicat? Au fost, să zicem așa, sesiuni interactive, extrem de atractive, zic eu, interesante, dar din punctul tău de vedere, cum s-au văzut? How did you find the local people interacting to all this presentation? Because like the lady mentioned before, the presentation were interactive, but it was kind of for the first time from someone from abroad. In your opinion, how do you think they've seen the presentation? How do they acted? Yes, well, I must say it was very challenging for me to present in a country where I don't speak the language, but that inspired me also to learn a few things, so multi-mask. And it was interesting to see how different people have different experiences and to learn from these experiences as well. So I'm very grateful. I-a plăcut pentru a fost și o provocare pentru că pentru prima dată a prezentat într-o țară în care ea nu vorbește limba. Așa că a spus mulțumesc, am învățat, da, mulțumesc, i s-a părut interesant și este foarte frumos pentru că ei sunt, au fost deschiși și interesați să ia parte la aceste prezentări. Este prima dată în România, prima dată cu siguranță pe aceste meleaguri, cum i s-au părut? First time in Romania and definitely first time here. How did you find it? Definitely first time in this area. Well, I read something that I found in English about Slanik Moldova and it was impressive, and all the places that we visited and that we saw, it was amazing and nature is beautiful. Și poate îți mulți o promisiune, poate pentru vizită următoare, pentru prezentări viitoare. Can they get from you a promise for a future visit, for future presentations? Most likely, and not only, I promised last night to the audience that I will also make my titles in Romania next time. Da, să răspund la întrebarea anterioară, da, cu siguranță prima dată pe aceste meleaguri, am mai fost în România, dar nu aici. I-a plăcut enorm de mult, a citit și despre Slănim Moldova și este impresionată despre apele astea care fac minuni. Tot ce am vizitat în zonă a fost senzațional. Și la ultima întrebare, da, pentru că a promis participanților că următoarele prezentări o să fie cu titluri în română și atunci obligatoriu trebuie să vină. Încântat de această dezbatere a fost și primarul orașului Stațiune Slănim Moldova, Gheorghe Baciu. Urmăriți imaginile. Suntem bucuroși că avem și asemenea evenimente la Slănim Moldova și mulțumim Asociației Județene a Patronatelor Femeilor de Afaceri, care fac parte din Confederația Patronatului Femeilor de Afaceri din România, un proiect pe care noi l-am pornit acum câteva luni de zile, mai exact în decembrie anul trecut, la Poiana Brașov, împreună cu Termalia, și ne dorim ca asemenea parteneriate să dezvolte relațiile între noi, dar să ne și sprijinim reciproc, să ne cunoaștem mai bine, să utilizăm din experiența pe care alte asociații le au și noi să oferim din experiența noastră pe care, bineînțeles, și noi o avem. Și deja sunt bucuros că ieri aici a fost vizita președintei Confederației Naționale a Patronatelor. Deja în octombrie se desfășoară o primă întâlnire aici la nivel național a Patronatelor Femeilor de Afaceri din România, care considerăm noi că aduc un mare plus pentru dezvoltarea economică românească și care pot ajuta mai ales pe partea aceasta pe care noi suntem axați de recuperare, refacere și alte componente unde femeile sunt mult mai prezente, anti-aging și alte domenii.
În sensul acesta, eu îmi exprim mulțumirea pentru și recunoștința pentru efortul dumnealor și vom asigura tot suportul necesar ca asemenea întâlniri, asemenea evenimente să dăinuie și, bineînțeles, să se fructifice, să avem rezultate, nu să fie doar o întâlnire de discuții, ci să avem și proiecte concrete, pentru că avem un potențial foarte bun de apicultură la Stănii Moldova nefructificat, vin alți apicultori și își aduc albinele aici, când noi am putea să dezvoltăm apicultorii noștri și împreună cu stafful meu din primărie, de la Registrul Agricol, de la structurile de agricultură, de industrie de gen, ne străduim să facem asemenea lucruri și să dezvoltăm, bineînțeles, și acest domeniu în Stănii Moldova. Vineri 22 iulie de la ora 16 la Dărmănești a avut loc conferința de presă a celei de-a treia ediție a Campionatului Național de Viteză în Coastă. Acesta se desfășoară în intervalul 22-23 iulie, trofeul Valea Uzului, reușind să adune participanți din toată țara. Mai multe detalii în minutele următoare. Trebuie menționat faptul că în deschiderea evenimentului s-a ținut un moment de reculegere dedicat pilotului ioneștean Adrian Răspopa. Aș vrea să începem ceea ce reprezintă trofeul Valea Uzului cu un moment de reculegere pentru Adi Răspopa. Mulțumim frumos! Bună ziua tuturor, bună ziua în primul rând organizatorilor și participanților. Da, așa este, deschidem astăzi a treia ediție a trofeului Valea Uzului cu lipsa unui prieten foarte drag, zic eu lipsa fizică dintre noi de aici, dar sunt sigur că Adi ne privește de acolo de sus. Dedicăm această ediție și edițiile care vin lui Adi. Sper și îmi doresc din tot sufletul ca să nu avem probleme în această etapă la Dărmănești și, de ce nu, în țară să nu avem probleme. Succes tuturor celor care ați venit la Dărmănești. Vreau să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă. Celor care au venit pentru a doua sau a treia oară, vă considerăm prietenii noștri, iar cei care sunteți la prima încercare la Dărmănești, bine v-am găsit. Este o bucurie să fiu prezent astăzi în cel mai frumos oraș de pe Valea Trotoșului, așa cum a spus și domnul viceprimar. Dărmăneștiul, pe lângă faptul că e un oraș de suflet pentru mine, pentru că aici vis-a-vis am făcut liceul, cumva, chiar dacă sunt de pe lângă Dărmănești, sunt din Comănești deloc, am momente și sentimente extraordinare când mă aflu în Dărmănești și vreau să scot ceva în evidență. Apetitul cu care primarul orașului Dărmănești a venit, a câștigat alegerile acum 4, 5, 6 ani de zile și a deschis orașul Dărmănești către evenimente sportive, către evenimente culturale, către țara întreagă prin această destinație turistică, economică și nu numai, este de nemai văzut, cel puțin în această zonă. Felicitări, în primul rând, dărmăneștenilor, pentru că au ales ceea ce trebuia acum câțiva ani și felicitări pentru că faceți o echipă extraordinară. Faptul că aveți astăzi un eveniment de această tale, a trofeului Valea Uzului în Dărmănești și în altă localitate, este ceva de lăudat. Felicitări tuturor, succes piloților, sperăm să avem rezultate excepționale. Da, bună ziua, vă zic bună ziua și bine ați venit în orașul destinație turistică anului 2022 în Moldova și Bucovina. Suntem pe locul 3 la nivel național, ne-am luptat cu Brezoi și Toblița și acolo am luat un loc onorant, locul 3 la nivel național. Avem zone frumoase, avem barajul de la Poiana Uzului, avem un lac cu 80 de milioane de metri cubi de apă de aici, alimentăm tot județul Bacău cu apă, avem o zonă turistică foarte frumoasă. Bine ați venit la Dărmănești, doresc succes tuturor participanților la concurs și mâine seară, cum zicea și domnul primar, la ora 18:30-19 o să ne aflăm pe această scenă unde vom avea premianții, unde vor fi premiați cei mai buni.
Succes tuturor, o zi bună și toate cele bune. Cel mai important lucru în organizarea acestui eveniment este echipa Team Adidas Popa, pe care Adi a format-o și al cărei reprezentant sunt aici. Reprezint munca și eforturile și încrederea tuturor că putem merge mai departe și putem duce mai departe evenimentele și visele pe care le-a avut Adi și acest și spiritul pe care l-a propagat în motosport și care cred că e în continuare cu noi și o să rămână întotdeauna și cumva va guverna toate evenimentele pe care le facem. Mulțumim partenerilor noștri, mulțumim dărmăneștenilor, mulțumim domnule primar pentru că ne găzduiți în continuare, pentru că sunteți un adevărat membru Team Adidas Popa și sper să ne vedem cu bine la final și să ne vedem cu bine și la Raliul Moldovei și la alte evenimente organizate de echipa noastră. Vă mulțumim, dragă echipă, mult succes și mulțumesc! Organizația Județeană a Tineretului Liberal Bacău a avut ședință pentru alegerea conducerii. Cosmin Iancu a fost ales noul președinte al TNL Bacău. Președintele PNL Bacău, Mircea Fechet, a fost alături de cei peste 200 de tineri liberali la Comitetul Județean al Tineretului Național Liberal Bacău. Mircea Fechet a spus că tinerii sunt viitorul partidului și a lansat o invitație pentru ca tot mai mulți tineri să se alăture organizației liberale din județ. Cosmin Iancu este un tânăr cu viziune liberală, bine pregătit, care a dat dovadă și până acum de calități de lider și de bună organizare. Întreaga organizație de tineret are tot sprijinul meu în orice proiect pe care dorește să-l implementeze. Mulțumim Ioana Iordache pentru activitatea depusă până acum în fruntea organizației. M-am bucurat să văd sute de tineri liberali din județul Bacău. Avem o organizație frumoasă cu tineri care se implică în dezvoltarea Bacăului. În două din cele mai importante localități din județ, Moinești și Dărmănești, avem chiar doi tineri viceprimari. Este vorba de Bogdan Legănu și Cosmin Paerele, pe care îi felicit pentru activitatea lor. Întreaga organizație are sprijinul meu în orice proiect pe care dorește să-l implementeze. Nou alesul președinte al TNL Bacău a spus că din punctul său de vedere, de tineri depinde viitorul comunităților și că aceștia ar trebui să se implice mai mult și să fie o voce. Știi să rămâi în siguranță este campanie de informare, educare și conștientizare a riscurilor medicale, sociale și legale ale consumului de droguri. Cu luna iulie 2022, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău, structura teritorială a Agenției Naționale Antidrog, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean, Gruparea de Jandarmi Mobilă, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog, Serviciul Județean de Ambulanță, Poliția Locală și beneficiind de sprijinul și de susținerea Corpului Național al Polițiștilor, Biroul Teritorial Bacău, implementează campania de informare cu privire la riscurile medicale, sociale și juridice ale consumului de droguri, știți să rămâi în siguranță. Astfel, în perioada 16-20 iulie au fost desfășurate mai multe activități de informare care s-au adresat deopotrivă copiilor, adulților, dar și agenților economici. În cadrul activităților, peste 360 de persoane, din care 130 de adolescenți și 235 de adulți au fost informați cu privire la riscurile legale și asupra sănătății și integrității persoanei ca urmare a consumului de droguri. De sesiunile de informare au beneficiat și personalul angajat în spațiile comerciale și recreaționale din zonele de agrement, baruri, cluburi, parcuri din Bacău. Reamintim că drogurile reprezintă un pericol atât pentru consumator cât și pentru cei din jurul său. Sub sloganul Ascultă, vorbește, acționează, beneficiarii campaniei adolescenți și adulți sunt încurajați să manifeste o atitudine precaută față de fenomenul consumului de substanțe psihoactive și să se informeze despre droguri și efectele lor și să cunoască serviciile medicale, psihologice și sociale disponibile pentru consumatorii de droguri. În cazul apariției unor suspiciuni privind consumul de droguri, populația este încurajată să comunice cu reprezentanții autorităților cu atribuții în domeniu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 23 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi senin, maxima zilei urcă până la valori de 34 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Duminică 24 iulie, cerul rămâne senin, sunt posibile în partea a doua a zilei furtuni cu fulgere, maxima zilei ajunge până la valori de 36 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Luni 25 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.